Pentru că ați ascultat câteva cântece frumoase, sper. Corul a fost superb. Mulțumesc foarte mult pentru piesa aceasta extraordinară. Vă invit să plecăm inimile și gândurile într-o rugăciune împreună și vă invit să vă ridicați pe cei care sunteți aici în sală. Tatăl nostru bun, mulțumim din adâncul inimii pentru Privilegiul de a fi slujitori ai Tăi în această lume. Îți mulțumim că ne-ai învrednicit să putem transmite un mesaj în seara aceasta, prin cânt, prin cuvânt, și te rugăm din toată inima, coboară cu Duhul Sfânt în inimile noastre și în inimile tuturor celor ce sunt acum pe recepția noastră. Te rugăm și pentru cei care vor vedea vreodată aceste imagini. Să facem așa fel încât acest cuvânt al tău să fie viu și lucrător în viața noastră a fiecăruia. În numele Domnului Hristos te rugăm și îți mulțumim. Amin. E neobișnuit uneori să te rogi la televizor, dar dacă facem atât de multe lucruri la televizor, de ce n-am putea să ne și rugăm, nu așa? Așa după cum vedeți, mesajul se intitulează Iisus și zidurile dintre oameni. Și uh, avem aici în imagine o frântură de istorie. Se pare că sunt unele dintre cele mai vechi ziduri descoperite de arheologi, zidurile cetății Erihon. Și în Sfânta Scriptură se vorbește despre faptul că la un moment dat poporul lui Dumnezeu a trebuit să își ia în stăpânire țara promisă și... Uh, Câțiva delegații poporului au sunat din trâmbiță, în așa fel încât Dumnezeu a făcut ca zidurile erihonului să se prăbușească. Lucrul acesta s-a întâmplat de mult pe vremea lui Iosua. Dar în această seară, ne vom întoarce în urmă doar cu 2000 de ani, unde vom vedea o întâlnire a lui Iisus în această localitate numită Erihon, unde s-a întâmplat ceva. A vindecat un orb numit Bartimeu, un om din praful drumului, o persoană cu dizabilități, dacă vreți, care striga după Isus și dădea palme, în mod uh, figurat spun asta, dădea palme fariseilor și cărturarilor care îl întrebau pe Isus toată ziua, ești tu Mesia, ești tu Hristosul, să așteptăm pe altul, ce să facem? Și Orbul acesta din praful drumului striga: Iisus e fiul lui David, ai milă de mine. El îl recunoștea pe Iisus ca fiind Mesia. Oamenii îl certau să tacă, dar el și mai tare striga: Fiul lui David, ai milă de mine. Și Iisus la un moment dat, dărâmă zidul acesta al prejudecăților și zice: Chemați-l. Isus nu este un politician care face o baie de mulțime și care nu are timp pentru persoanele cu dizabilități. Isus își ia timp pentru orbul Bartimeu, îl vindecă. Orbul zice cuvântul Lui Dumnezeu și a căpătat vederea și a mers pe drum după Isus. Se pare că a mai găsit un alt orb, l-a dus și pe acela la Isus, tot la Erihon. Însă în seara aceasta nu ne vom ocupa de orbi, în mod special, și ne vom ocupa de o situație în care Domnul Hristos este implicat într-un mod inedit. Și o să vedem despre ce este vorba. În Luca la capitolul 19, de la versetul 1 la 10 se menționează un pasaj foarte interesant și de fiecare dată când îl citesc, îmi vine să zâmbesc, pentru că ne dă atâtea lecții nouă celor din secolul 21, încât nu le putem duce, credeți-mă. Luca la capitolul 19, Domnul Hristos este confruntat, cum vă spuneam, cu o situație interesantă. Isus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate, același Ierihon, unde odinioară fusese prăbușite zidurile. Și un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Isus, dar nu putea din pricina norodului, că era mic de statură. A înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus când a ajuns la locul acela și-a ridicat ochii în sus și a zis Zacheie, dă-te jos de grabă că ceastă trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos de grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau A intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis Iată, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. În Isus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avram. Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Am părțit mesajul în această seară în trei momente și în primul rând vom vorbi despre depășirea piedicilor. Depășirea piedicilor. Să ne întoarcem la textul nostru și să îl citim încă o dată. Iisus intră în Ierusalim și trece prin cetate. Și un om bogat, foarte interesant. Mi-a pus odată cineva întrebarea, domnule, dar de ce Evanghelia nu atrage și oameni foarte bogați? Că în general săracii au nevoie de Evanghelie, vin în fața cuvântului, încearcă să schimbe viața, bogații nu prea au timp de așa ceva, însă aș vrea să am un mesaj de la aceasta pentru toți bogații care ne ascultă, poate întâmplător sau nu. Isus are succes și în viața oamenilor bogați, nu doar în viața oamenilor săraci. Zacheu acesta era un om bogat și înțelege că bogăția nu poate să-i umple setea sufletului său. Nu este totul bogăția. Unii oameni au impresia că bogăția este totul. Dar de atâtea ori am înțeles lucrul acesta în viață încât nu trebuie să argumentăm prea mult. Bogăția nu este totul. Avem nevoie de ceva mai mult decât de banii noștri. Putem cumpăra foarte multe lucruri cu bani. Putem cumpăra o casă, dar nu putem cumpăra un cămin. Putem cumpăra un pat foarte frumos, dar nu putem cumpăra o dihnă. Putem cumpăra multe lucruri și înțelegem că există ceva ce nu putem cumpăra cu bani. Mântuitorul avea succes și la oamenii bogați. Omul acesta, Zacheu, zice cuvântul lui Dumnezeu, era mai marele vameșilor. Cum vă este sufletul când vă gândiți la vameși? Încă din vremurile acelea, vameșii nu erau foarte iubiți în societate. Am povestit de multe ori în viața mea cum mergeam cu mama pe vremea comunismului. Eu vin dintr-o localitate din județul Arad, foarte aproape de graniță, aveam un permis de mic trafic și mergeam în Ungaria. Și când veneam acasă, venea vameșul și lua ce voia el din, din plasă. În așa fel încât, la un moment dat, trebuia să-mi cumpăr o pereche de pantofi, nu prea erau pe acolo, pe la Arad. Și mama m-a învățat cum să fac și a zis, fii atent, ăștia chinezești ai tăi pe care i ai rupt la fotbal și au tarpa ruptă, erau tenișii albi cu talpă verde, dacă vă aduceți aminte. Te duci cu ei în picioare, cum să mă duc cu ăștia, că nu, nu mai trebuie să-i aruncăm, tocmai de asta, te duci cu ei, îi aruncăm în primul coș de gunoi după ce îți cumpărăm pantofi din Ungaria, te încalzi cu pantofii cei noi și vameșilor după aia nu o să ți dai jos din picioare. Dar dacă ți vede în plasă, ți ia. Fuuu, ce, ce ură m-a apucat de vameș, doamne, iartă-mă, eram copil, dar mă gândeam, bă, dar ăștia cum e posibil, frate, să-ți ia ce vor ei? Și acum s-a mai liniștit un pic problema, se zice, da? Nu se știe niciodată, că dacă treci cumva de sărbători, s-ar putea să nu reușești dacă nu procedezi într-un anumit fel. Dar, cum vă spuneam, și pe vremea aceea, și pe vremea aceasta, și nu sunt foarte iubiți, da? Însă, ce vreau să spun în seara asta este că, indiferent care ar fi categoria ta socială, poate că ești un om important în societate, poate că ești un om bogat în societate, Isus are un mesaj pentru tine. Isus trece de orice prejudecate, Isus trece de orice zid pe care oamenii l-au pus între tine și Dumnezeu și vrea să-ți transmită un mesaj. Mai mare vameșilor, căuta să vadă care este Isus. Cum vă spuneam, nu era mulțumit cu bogăția lui. Există în fiecare inimă de om dorința aceasta după Dumnezeu. Sfântul Augustin spunea că în sufletul nostru avem un gol în formă de Dumnezeu și indiferent ce am face, golul acela nu s-ar putea umple decât cu prezența lui Dumnezeu. De asemenea, Zacheu dorea să facă lucrul acesta, să-l vadă pe Isus. Poate că dintr-o mică curiozitate sau poate că își dorea să cunoască mai mult, nu știm exact, însă dorea să-l vadă cum arată Isus. Pe vremea aceea nu erau uh, interneturi, nu era internet și Google și să te uiți pe uh, cum arată un tip sau cineva. Nu erau reporteri care să-și facă poze, să te pună în ziare. Nu. Doreai și tu să vezi după ce ai auzit, după ce s-a întâmplat că uh, s-a auzit, domnule, uite, a vindecat Isus doi ori și așa mai departe, extraordinar. Trebuie să-l văd. Trebuie să-l văd cine este omul ăsta. Cum arată omul ăsta? Și această curiozitate l-a împins să facă niște lucruri. Însă, spune cuvântul lui Dumnezeu că de fiecare dată, și fiți foarte atenți, de fiecare dată când noi ne dorim să cunoaștem mai mult despre Dumnezeu, când noi ne dorim să vedem pe Isus, să cunoaștem pe Isus, vor veni dificultăți, vor veni piedici. Nu putea, zice cuvântul lui Dumnezeu, că era mic de statură și din pricina norodului nu putea. Era mult norod în jurul lui Isus, el era mic de statură și nu putea. Asta este, s-a dus acasă liniștit și a zis, Doamne, îmi pare foarte rău, am încercat, dar n-am putut, am vrut să te văd, dar nu se poate. Și el s-ar fi retras, poate, într-un scenariu nefericit, într-un colț al camerei lui, acolo lângă bani, să mănânce ceva care îi face plăcere și să nu facă nimic, nu? Putea să facă lucrul acesta. Așa cum facem de foarte multe ori dintre noi. Să nu uitați, oameni, câțiva dintre noi, să nu uitați niciodată că atunci când vrei ceva cu Isus, când vrei să-L cunoști pe Isus, vă fi piedici. Unora li se vor opune părinții, altora li se vor opune copiii și vor zice, aulă, ce vrei tu cu chestia asta, te-ai tâmpit de cap și așa mai departe. Piedici vor fi și unele dintre ele sunt legitime și sunt chiar reale. Doamne, dacă aș fi fost un pic mai mare, măcar așa să mă ridic și eu. Aveam un verișor care, din păcate, nu mai este, avea 2,15 m. Și când mergea pe stradă desorât se ferea de la de crengile copacilor Și eu pe lângă el așa eram ca un uh, pitic uh, în țara lui Gulliver Și uh, câteodată îmi dorea și eu să fiu măcar un, un cap așa mai, mai înalt Însă nu se pot aceste lucruri Zice cuvântul lui Dumnezeu că cine dintre voi chiar îngrijorându-se poate să adauge un cap la înălțimea lui Și n-ai ce face, trebuie să-ți accepti soarta Asta e, n-am cum să-l văd pe Isus. Nu, eu nu face asta. Un lucru foarte interesant în viața acestui om, priviți-vă rog, când constată că are piedici, dorința lui este să le depășească, dorința lui este să găsească soluții. Ce cuvântul lui Dumnezeu a alergat înainte, s-a suit într-un copac, ca să-l vadă. Aici Cornescu traduce dud, se pare că era un altfel de copac, un sicomor. Um, și foarte interesant se duce să-l vadă pentru că pe drumul acela avea să treacă. Observați câteva lucruri interesante. Zacheu nu se duce să-l cunoască pe Isus uh, la știu eu, manifestările culturale din vremea respectivă, ci se duce să-l cunoască pe Isus exact pe drumul pe unde va trece. Dacă tu vrei să cunoști pe Isus cu adevărat, să nu uiți să-l cauți exact pe acolo pe unde va trece. Deseori Iisus trece pe la patul bolnavilor, Iisus trece pe la oamenii nebăgați în seamă Iisus chiar se identifică cu oamenii aceștia nebăgați în seamă de societate Poate că dacă vrei să afli cum este Isus și ce vrea să facă Iisus Ar trebui să-ți timp să mergi pe acolo pe unde va trece Iisus Întreabă-te oriunde mergi, oare ar trece Isus pe aici? Și observați-l pe Zacheu cum își programează să urce într-un copac. Această poză este din Erihonul de astăzi. Iată un sicomor, un, un copac de genul acesta în care s-a urcat Zacheu. Pentru că toți fac comerț. se spune că acesta pe care vedeți noastră este chiar copacul lui Zacheu. Din perspectiva mea, nu are cum să fie chiar de 2000 de ani copacul acesta, dar mă rog, turiștii se uită, au experiențe interesante în Erihon în 2010 am avut privilegiul să vizitez această localitate care este sub dominație palestiniană în acest moment, și pentru prima dată în viața mea m-am trezit cu patru puști la cap. Eram în mașină, grănicerii au scos puștile, au îndreptat spre capetele noastre, eu m-am blocat. În viața mea n am avut pușcă la cap. Nu e un sentiment prea, prea ușor. Unde mergeți? Păi mergeți să vizităm și noi localitatea, da? S-au uitat cu mare băgare de seamă la noi, la pielea noastră palestinienii sunt puțin mai brunezi decât evrei. Eu nu fac deosebire, nu-mi nu dau seama. Poate după haine câteodată, dar ei s-au uitat, au văzut că suntem europeni, au zis, bine, treceți. Hu. A fost așa, cât pe ce. Era, era un sentiment foarte neplăcut. Dar l-am văzut copacul lui Zacheu și atunci am zis, uite, domne, deja comerțul secolul 20, 21, am florit. Probabil că nu e posibil să fie copacul lui Zacheu, însă totuși, însă totuși, Faptul că a rămas în istorie un copac care să atragă oameni, pentru că un oameni s-a urcat în acest copac, este o chestie interesantă, nu-i așa? Um, nu s-a gândit cum adică să urcă un copac. Cineva dacă i-ar fi spus această idee, uite, Iisus trece cu mulțimea, dar tu ar trebui să te urci în copac. Gândiți-vă la astăzi, v-ați urca într-un copac ca să-l vedeți pe președintele României sau știu eu, care trece printr-un anumit loc, un politician sau o persoană cu vază. V-ați urca, vă zice, omule, asta e, nu pot să-l văd, e mult, lume, lume, multă, nu mă urc eu în copac. E ridicol să mă urc într-un copac. Putem găsi tot felul de scuze. Foarte multe scuze. Nu mă duc la biserică, sunt obosit. Nu ascult acest mesaj pentru că, știu eu, am alte priorități. Putem găsi foarte multe scuze, dar nu uitați un lucru. Bărbatul acesta, vameșul acesta, față de care noi avem poate o idee aceasta preconcepută, care are ziduri între oameni. El a pus multe ziduri. Fura cu două mâini, cu una de la romani și cu una de la evrei. Era foarte, foarte dificil. Să faci lucrul acesta și să rămâi și om în societate. Și ridica niște ziduri de numai. Când auzeau oameni de vame și nici nu voia să-i vadă. În contextul acesta, omul acesta găsește putere să depășească orice piedică. Vreau să te întreb în această seară următorul lucru. Ai vreo piedică? Te împiedică ceva să cunoști pe Hristos mai bine? E ceva care nu te lasă? Învață de la omul acesta ceva extraordinar da, da, e ridicol să mă duc acolo, e ridicol să fac... Uite, omul acesta a sfidat până și ridicolul și a zis, nicio problemă, dacă asta trebuie să fac ca să văd pe Iisus, mă urc în copac. Probabil că în inima lui se gândea, oricum Iisus va trece cu mulțimea pe sub mine și nu o să știe mare lucru, că doar nu te uiți în copac când treci. Nu. Însă nu e chiar așa cum și-a planificat el. Și ascultați ce se întâmplă. Isus se află cu mulțimea pe acolo și se uite direct la El. Cuvintele sunt foarte interesante și am împărțit mesajul, spuneam, în trei părți. A doua parte este dimensiunea prezentului. Ascultați ce spune Domnul Hristos. Isus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și i-a zis, Zachee, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Probabil că dacă eu am avut așa un moment de jenă, puțin de rușine, că l-au văzut și alții, dar când auzi ce spune Isus și când auzi că Isus îi spune pe nume, nu uitați un lucru interesant. Lui Isus nu are nevoie să-i spună nimeni cum te cheamă. N-are nevoie să-i spună nimeni casa în care locuiești sau apartamentul cu chirie pe care îl plătești. Sau că treci pe stradă? N-ar nevoie să spună nimeni. El știe exact totul despre tine și știe cum te cheamă. Această dimensiune a glasului dragostei care te cheamă pe nume, este o dimensiune pe care o întâlnim foarte des în Sfânta Scriptură. Avrame, avrame. Moise, moise. Saule, saule. Pentru ce mă prigonești? Simone, Simone, Satana va a cerut să vă cearnă ca greul. Marto, marto, pentru multe lucruri te îngrijorește, te tu. Zachei. Dă-te jos. De grabă, Căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Uh, dar nu sunt pregătit, da? uh, Nu știu dacă am făcut curățenie, da? Uh, nu, nu știu dacă am ceva să mănânc, să, 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 să dau să mănânci, Doamne, da? Dar nu știu cum aș putea să. Nu, Zacheu nu face astfel de uh, artificii omenești. Nu. Ci când Domnul Hristos îi spune astăzi, de grabă, priviți-vă rog atitudinea acestui bărbat, Zacheu s-a dat jos de grabă și l-a primit, cum l-a primit? Cu bucurie! De ce zăbovesc atât de mult oamenii când Dumnezeu îi cheamă? Pe unii îi cheamă de ani de zile. Și toți se gândesc ei: Să vin, să nu vin. Domnul Hristos te cheamă în seara aceasta, printr-un păcătos ca mine, și spune, dragul meu, pe nume, vreau să rămân în casa ta. Care este atitudinea ta? Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Pentru că, dați-mi voie să vă spun, Isus se primește cu bucurie. În viața copiilor lui Dumnezeu există bucurie. Când citim în epistola Apostolului Pavel către Filipeni și ne dăm seama că este scrisă în temniță, în închisoare, pentru Hristos era Apostolul Pavel, este plină de bucurie, fraților. Faceți-mi bucuria de plină. Totul este plin de bucuria. Bucurați-vă întotdeauna. Pentru că un om al lui Dumnezeu, un om care este pătruns de Duhul lui Dumnezeu, este pătruns de bucurie. Noi de foarte multe ori am uitat această dimensiune de bază a creștinismului, care este de fapt o roadă a Duhului Sfânt, bucuria. Să fii plin de entuziasm, să fii plin de bucurie, tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Omul acesta nu se lălăia în ceea ce privește ascultarea de Domnul Hristos. Dă-te jos de grabă, s-a dat jos de grabă, Vino a venit și l-a primit cu bucurie. Nu a băgat scuze, nu s-a gândit că, auzi, dacă chiar astăzi, auzi, te, facem ceva, nu am pe agenda uh, astăzi să pot să vin casa mea, nu m-am gândit la chestia asta acum, eu am vrut doar să te văd. Uh, vreau să văd doar ce se mai zice, doar ce se mai spune pe aici. Am ajuns la acest program întâmplător, adică nu aveam eu planuri ca să mă îndrept o viață după Dumnezeu. Dar dăm voie să spun că mâine. Nu există. Știați că mâine nu există? Mâine este un concept filozofic și, dacă vreți, o noțiune abstractă. Trecutul deja nu mai este. Începutul programului acestuia s-a înregistrat, dar el nu există. Și el este undeva în trecut. Singura clipă care ne aparține este prezentul, este acesta. Astăzi. Astăzi trebuie să intru în casa ta, zice Domnul Hristos. Zacheu, S-a dat jos de grabă și l-a primit cu bucurie. Atunci oamenii l-au felicitat și au zis, dragul nostru Zacheu, dar nu ne așteptam din partea ta, este extraordinar, l-ai primit pe Iisus cu bucurie. Doamne, ce minune! S-a gândit omul ăsta să-l primească pe Domnul Hristos, Mântuitorul Lumii. Ce frumos, extraordinar! De fapt, toate aceste întâlniri ale lui Iisus au un singur scop, dragi frați. Este dorința Domnului Iisus de a întinde o mână celui păcătoș și de a-l ridica. În împărăția dragostei sale. Este o reprezentare a planului de mântuire în miniatură. Atât întâlnirea cu femeia samariteancă, cât și întâlnirea cu Zacheu. Ei erau într-un păcat pe care ei îl comiteau fiecare zi. Și Domnul Hristos ia de mână și zice, vino lângă mine, vino în împărăția mea. Și când un om este smuls din viața lui de păcat și ajunge în brațele lui Dumnezeu, ceilalți oameni îl felicită și spun bravo, extraordinar, te-ai lăsat de fumat, te-ai lăsat de băutură, te-ai lăsat de femei, ești, ești acum lângă Domnul Hristos, e, e minunat ceea ce s-a întâmplat. Așa se întâmplă în viața de fiecare zi? Așa vi s-a întâmplat dumneavoastră celor care l ați primit pe Domnul Hristos în viață? Nu, din păcate nu se întâmplă așa, este o utopie ce vă spun de câteva momente aici. Ce se întâmplă? Când un omul va primi pe Hristos, când un om va dori să primească pe Hristos, când un om este cu inima deschisă către Dumnezeu și vrea să, să vină de grabă și să primească pe Hristos cu bucurie, vor fi unii care vor comenta, când au văzut lucrul acesta, toți, toți au zis, toți, poate și ucenicii dintre ei, cârteau și ziceau, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Al treilea moment o să-l aflăm imediat, dar vreau să vă întreb dacă știe cineva ce imagine este aceasta. Știe cineva? De la Brașov. O știți? Azi noapte de la 12 la ora 3 am făcut următorul exercițiu. uite aici în dreapta este un ursuleț, apoi deasupra este un elefant, Apoi o maimuță care mănâncă banane, o țestoasă, o girafă, un leu, crocodilul, broaștele pe crocodil. O pisică. Cum face pisica? Nu știu ce i s-a părut lui Adam că pisica face la... Și el zice că face pisica la... Uite o girafă, uite acolo un ursuleț care are miere, un leu. animalul ăla nu știu ce-o fie la cu coadă, dar mă rog, un animăluț. Avea niște dureri teribile, nu știam de la ce. A trebuit să plec, am plâns două ore în continuu, nu puteam să liniștim absolut deloc. Și în contextul acesta mi-am dat seama de un lucru. Astăzi este ceea ce ne aparține. Tu nu poți să zici, mâine dimineață eu mă voi trezi, prin puterea care este în mine însumi. Câți dintre noastre v-ați trezit în această dimineață așa? Ați stat așa într-o stare de semiconștiență și a zis și acum, prin puterea care este în mine însumi, mă trezesc la viață. Bună dimineața! Ați făcut treaba asta? Nu. Nu. Nimeni nu poate să fie sigur de ziua de mâine. Când treci pe coridoarele unui spital și când ai un copil bolnav în brațe, îți cam dai seama că planurile tale se pot da peste cap. Când te duci și ai o durere și ți se face un RMN și ți se spune un diagnostic, îți dai seama că lucrurile nu sunt așa de simple în viață. Poate uneori mergem din inerție. Mergem kilometri după kilometri cu mașina, nu se întâmplă nimic, nici măcar o pană. Și avem presia că și merităm chestia asta. Dragi prieteni, doamnelor și domnilor, ceea ce ne aparține este prezentul. Și dacă suntem în viață și suntem bine, Asta înseamnă că suntem în Harul lui Dumnezeu. E foarte important să înțelegem acest concept al prezentului. Dragostea răscumpărătoare. Este al treilea moment al mesajului. Ce se întâmplă aici este o dragoste răscumpărătoare. Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis, iată Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și el este fiul lui Avram, pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. M-a întrebat toată cineva, bă, l-ați primit și pe ăla acolo la voi? Zic, cum adică? Păi ăla care a făcut nu știu ce, da, pentru că noi toți suntem pierduți și Fiul omului pentru asta a venit. Nu ca să gâdile cu mesaje puternice niște farisei care oricum știu ei ce au de făcut. Nu, Mântuitorul a venit să mântuiască și să caute pe cei ce erau pierdut și dragostea lui este răscumpărătoare. Am avut un interviu de televiziune cu un om care a ieșit din pușcărie și s-a întors la Dumnezeu și mi-a povestit faptul că la un moment dat a sunat pe toți cei pe care i-a păgubit, pe absolut toți cei pe care i-a păgubit și le zice așa, știi porcul ăla care era singurul tău porc din uh, curte și într-o noapte n-a mai fost? Da, eu am fost, eu ți l-am luat, eu. Tu ai fost, da, eu am fost. Uite, m-am gândit să-ți dau înapoi, erau câțiva ani deja, m-am gândit să-ți dau câți bani înapoi, să-ți dau. Vezi, mă, de treabă, nu mai întrebe nimic, mă, da extraordinar. Cum de te-ai gândit tu să ceri iertare? Uitați, așa m-am gândit că m-am cunoscut pe Domnul Hristos și El mi-a spus să, să îndrept toate lucrurile pe care le pot îndrepta în viața mea. Unii au impresia că dacă îl cunosc pe Domnul Hristos, sunt așa ca un fulgușor și nu mai au nicio responsabilitate. Nu! Când îl întâlnești pe Domnul Hristos și dragostea lui răscumpărătoare, te vei gândi și te vei întoarce și vei da tot ceea ce trebuie să dai înapoi. Poate că în seara asta ai crezut că banii cu care l-ai înșelat pe vreunul, nu mai trebuie să-i dai înapoi. E bine, Domnul Hristos, cu dragostea lui răscumpărătoare, îți spune, vezi că e o problemă și trebuie să faci ceea ce trebuie. Zacheu asta a făcut. A stat înaintea Domnului și a zis, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi, împătrit, de patru ori mai mult. Și Iisus spune cuvintele acestea care rămân ca o, ca o emblemă, ca o pecete în inimile noastre astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Astăzi este și el fiul lui Avram. Renegatul ăsta. Voi n-ați vrea să priviți la el niciodată, că el este vameș. Sunt niște ziduri teribile între el și voi, între el și alții. E bine, Domnul Hristos vine și dă la o parte aceste ziduri dintre oameni. Și spune, și si el este un fiul lui Avram. Și el este. Și el este demn de mântuire. Indiferent cât ar fi de pierdut, indiferent cât ar fi de păcătos. Acesta este mesajul dragostei răscumpărătoare. Indiferent cât te fi de pierdut, te crezi pierdut? Mi-a spus mie odată cineva în urmă cu ani de zine, Drăvășan, ești lepădat, ești terminat. Și a spus, uite, știu că nu Domnul vorbește prin tine, pentru că Domnul spune așa, pe cel ce vine la mine nu-l voi zgoni afară. Și atât de important să știi că tu nu ești pădat și nu ești pierdut atâta vreme cât vrei să vii la Hristos. Și împreună cu Hristos zidurile acestea, aule, ăsta e bogat, aule, ăsta e sărac, zidirea aceasta, zidurile acestea care ne despart, aule, ăsta e de o religie, ăsta aule de altă religie, vede altfel lucrurile, date la o parte. Pentru că cel mai important este să înțelegem că El a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. În seara aceasta am văzut o știre. Să facem o recapitulare. Nu uitați că cine vrea să vină la Isus trebuie să depășească piedicile. Nu uitați că dimensiunea prezentului este foarte importantă și că mâine nu ne aparține. Astăzi, dacă auziți glasul lui, zice cuvântul lui Dumnezeu, nu vă împietriți Inimile. Nu uitați că dragostea lui Dumnezeu răscumpărătoare ajunge până în secolul 21 în inima ta și vrea să te întoarcă la, la Dumnezeu. După amiază aceasta am găsit o știre teribilă, m-am îngrozit când am citit această știre, că o fetiță din Brăila, o fetiță din Brăila jucându-se în curtea casei a dispărut de acasă. Imaginați-vă groaza părinților. Fetița avea câțiva anișori, s-au gândit la tot ce este mai rău, uh, au început să o caute, au anunțat poliția, poliția, jandarmeria, ONG-uri, s-au dus să o caute pe această fetiță și imaginați-vă, vestea cea bună este că a fost găsită lângă niște baloți de paie, jucându-se cu doi cățeluși, când a găsit-o un jandarm, a zis, mie cam frig și vreau la mami. N-a plâns deloc. Și cum ai ajuns aici? La un kilometru de casă. Zice, m-am luat după căței, m-am dus cu ei și am ajuns să mă pierd, să nu mai știu drumul spre casă. A fost găsită. A fost recuperată. O mare veste bună pentru această scumpă familie. Nu știu dacă e ceva care te distrage în seara aceasta. Nu știu dacă a fost un subiect care te-a îndepărtat de lucrurile acestea spirituale, poate banii sau poate un alt fel de cățeluși și te-ai dus departe de casa Tatălui. Știi un singur lucru, în seara aceasta de pe tronul Universului, Domnul Hristos trimite Duhul Sfânt să te caute, să te găsească. Să înțelegi cât de important este acum. Să înțelegi cât de important este să-i aparții. Să vrei să-ți faci ordine în viață. Să depășești obstacolele. Să-l primești în casa ta cu bucurie și cu pocăință a inimii. Aceasta este vestea cea bună. Acesta este mesajul creștinismului. Și mă rog lui Dumnezeu ca fiecare dintre noi să putem să primim în viața noastră pe Domnul Hristos și el să fie cel care ne revoluționează viața, cel care ne dă bucurie, cel care ne dă pasiune pentru tot ceea ce facem. Pentru că nu există ceva mai frumos decât să fii găsit de Dumnezeu. Amin. Vă invit să ne rugăm. Doamne, mulțumim pentru că în seara aceasta ai vorbit inimilor noastre și îți mulțumim pentru dragostea ta răscumpărătoare. Te rugăm, ajută-ne să dăm la o parte orice piedică, să te putem găsi și să facem un legământ cu tine în inima noastră astăzi. Ajută-ne să nu ne împietrim inima, ajută-ne să te primim în viața noastră și primindu-te în viața noastră să schimbi prioritățile noastre, mintea noastră, sufletul nostru. Avem ziduri între noi care țin de prejudecăți, care țin de tot felul de experiențe trecute. Ajută în seara aceasta să dinamităm aceste ziduri. Tu ai venit la Erihon să dai la o parte zidurile dintre oameni. Ajută-ne și pe noi să privim pe oameni cu o privire ca privirea Domnului Isus Hristos. Să iubim pe oameni cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Pentru toate îți mulțumim, te lăudăm în numele Domnului Hristos, pecetulește aceste cuvinte în inimile noastre. Amin.